Hello, hello, salutare oameni buni, ce faceți? Eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, să dau sunetul tare de la Minecraft. Minecraft Andy Zord. Numai și episod, este episodul cu un număr destul de avansat, aș putea spune. Warning, high encoding. Îți revii? Da, bun. Ok, deci fraților, știți că am venit aici data trecută să vă arăt o chestie destul de nasoală. Deci aici era chestia unde trebuia eu să caut diamante, da? E, după cum puteți vedea, vă uitați, nu prea multe resurse, câțiva cărbuni, mai nimic peste tot pe unde vă uitați. Băi, fraților, pot să vă zic că m-am interesat, știți că v-am zis că mă uit pe net, și cel mai mult bine de diamante se găsesc între straturile 11-13. Deci fix aici, unde suntem noi acum, 11. Uitați-vă, dacă vă uitați, deja avem resurse pe pereți și pe acolo mai sunt, stați așa să vă duc, pe cât am săpat eu pe părțici, că, uite, iar iron, și pe aici mai sunt redstone și o grămadă de chestii. Deci, da, noi practic acolo am săpat degeaba sus și aici jos avem o șansă mult, mult, mult mai mare să găsim ceva. Uitați-vă iar aici, redstone. Bun, așa că o să începem. Aici am săpat în jos, știți, să vedem unde pică. O să sap așa. Și o să mergem până în partea cealaltă, cu speranța că o să găsim mult, mult mai mult diamond. Și dacă o să-l găsim, din păcate, nu o să-l putem lua acum, pentru că o să trebuiască să așteptăm să... Uitați-vă, redstone deja, vedeți? Trebuie să așteptăm să terminăm enchantment table-ul. Avem aici ce ne-a mai rămas de prin tunelele care le-am făcut, câteva căcaturi. Na. Bun. Problema este că o să rămânem fără lemn, fără torțe, cred. Dar oricum o să trebuiască să ne urcăm, să vedem dacă s-a terminat de făcut, cum se numește ăla, sugarcane-ul, ca să putem face chestiuța aia. Enchantment table. Nu, că enchantment table-ul l-am făcut, să putem face... O să mor. Să putem face cât mai multe bookshelf-uri. Ok, nu mai știam. Deci, să vedem câte resurse am putut găsi acum, căutând. Foarte mult iron, foarte mult redstone. Deci, foarte, foarte multe resurse. Deci, înseamnă că suntem pe drumul cel bun pentru găsirea diamantului. Nu știu, aveam o falsă impresie că la 16 se caută. Mă rog. O să luăm și ironul de aici. Și să vedem ce mai putem găsi. Trebuie, în tot pătratul ăsta trebuie să găsesc diamante. Problema este că nu știu cât de vreme sau cât de târziu o să le găsesc și cât de mult timp o să îmi ia toată trebușoara asta. O să mai fac așa, o să mai sparg, poate mai fac și o economie de torțe, dar văd că nu prea. Așa, pe aici o să se spuneze mob dacă nu pun foarte multe torțe, dar până la urmă nu mă interesează. Sunt tare curios dacă o să găsesc și eu ceva diamant aici. În tot cubulețul ăsta. O să stăm puțin timp aici, nu o să stăm foarte, foarte mult. Pe la și 10 o să plecăm sus să luăm sugarcane-ul. Pe la 10 minute, cam așa. O să plecăm sus să luăm sugarcane-ul și să facem ăla, enchantment table-ul, ca să putem să enchantăm târnăcoapele. Poate o să obținem și noi un fortune. Adică trebuie, pe picăsul ăsta de diamond, clar, neapărat fortune trebuie să luăm. Primul și primul lucru. Bun, am ajuns iarăși la final. Foarte mult iron, după cum puteți vedea, foarte multe resurse, de fapt. Bun. Am săpat două bloculețe de ăștia și deja am găsit foarte multe resurse. Problema este că nu am găsit ce ne trebuia, diamant. Dar sperăm că o să găsim. Oricum, vă dați seama că poate să fie mai sus, poate să fie mai jos decât să punem noi. Sperăm totuși că avem noroc și că dăm de el exact aici unde am săpat noi și că e unde trebuie. Hai să vedem. Aici văd că nu prea sunt resurse. Adică nu prea au fost mai mult pe părțile celelalte, printre dioritul ăla sau ce a fost, nu prea au fost, nici pe aici văd că nu sunt. Dar nu se știe niciodată, uite, iron aici, cărbuni, se știe niciodată unde dai de ele. Iron o să luăm, v-am zis că poate o să avem nevoie pentru piramida, pentru bacon, sau beacon, cum se numește, că bacon e bacon de porc. Poate o să avem nevoie și sigur o să avem nevoie. Redstone-ul nu o să le iau acum, cel mai probabil o să avem nevoie, dar nu o să le iau acum. Cărbuni, o să avem nevoie. Ce mă apuc cărbuni? Cărbuni, sigur o să avem nevoie, așa că o să iau. Știți că am fost de multe ori mergem să căutăm cărbuni când ne e lumea mai dragă, așa că o să luăm acum cât mai mulți. Să fie exact. Să nu mai venim după aceea să luăm. Mă rog, nu mai găsesc cuvintele, fraților, am nebunit de tot. Mamă, cât de lungi sunt unelele astea care le-am făcut. Măcar trebuie să... Oh, aici era o torță, sorry. Din nou cărbun, nu o să-i luăm pe ăștia acum.
Sunt tare curios dacă reușim și noi să găsim diamante. Metoda e eficientă asta sau cea mai care nu e plictisitoare să cauți în peșteri. Da, mai deocamdată nu prea mai avem peșteri. Și dacă mai avem vreau să le păstrez. Deci redstone. Mă, de cel mai multe ori redstone-ul te duce la diamond. Dar acum na, să vedem. Nici la pizlazuri n-am găsit. Vom vedea, totuși. Ce să vă mai povestesc eu până la 10 minuțele? Nici nu știu. Am zis că vă fac vloguri în mașină, am uitat să vă fac, pentru că nu mi-am... Trebuie să nici până acum n-am cumpărat un frate de la de ține telefon. Trebuie să-mi iau și unul, să vedem când mă duc și de unde să-mi iau. M-a nebunit calculatorul, face un gomoș urat. Alo? Uite, redstone din nou. O să încerc să nu mai iau restul nu, pentru că dă XP și am nivel 41, un nivel destul de mare. Nu se mai merită să fac XP acum de aici. Bă, cât e aici, bă. Cât iron e. Oho! Nu știu niciodată cum sape așa după ceva resurse și găsește o diorită, adesit, nu suport ăștia. Să știu câte sunt. Unde văd ăștia adesit pe măcar? Asta oricum nu o să am nevoie niciodată, eu așa zic. Bun, cât am săpat pe aici, bun. Doamne, dă să găsești și eu niște diamante în toate coridoarele ăștia atât de lungi. Am consumat, gândiți-vă că am consumat două târnăcoape de iron deja. Bine că iron... Oh, what the fuck? Da, am pierdut de data cu apă. Restul nostru o să-l sparg, pentru că cel mai probabil o să fie diamant pe aici, că e mai jos un pic. Ha? Nu, nimic? Nimic? Nu, mă, si. Mă gândesc că poate, nu vrea. Aha, acum să pic eu jos. Nu, tot nu vrea calculatorul ăsta, tot am nebunit. Dă-l în pumii mei să se strice. Iau, luăm altul, nu? Ar trebui să mai fac niște upgrade-uri, dar nu prea știu ce. Din câte văd eu, procesorul e cam pe sfârșit, deci cred că ăla ar trebui abordat. Bă, dar aici nu e... E foarte mult iron. Foarte, foarte mult. Uite, deja am luat 45 doar din tunele. Bine, luam mult mai mult dacă exploram, dar bine și așa. Pickaxe-ul de diamond nu o să-l folosim pentru așa ceva, nici de cum. Sunt tare curios, totuși, până la 10, mai sunt 3 minute, 2 minute și ceva, dacă găsim și noi un fucking... Bine, nu, că nu avem nevoie de unul, mai mult diamante, dar să vedem și noi, să vedem că funcționează metoda, știți? Bun. N-am cât mai e până acolo. Mai e, mă, mai e. Să nu cumva să fi trecut peste diamante, să-mi aud după aia numai înjurături. Dar cum se face că pun torța numai pe capul ăsta, așa? Bun, uite aici, trebuie să mă acum. Că nu poate enerva, că nu găsim diamante. Diamante. Hai, fratele meu, te rog. Băgăm un pic de lumină aici să mai facem economie la torțe. Într-o lume în care toți se mănâncă între ei, nu găsim diamante. Bun. Și tot nu se vrea, văd, să găsim diamante. Dar bă, dacă nu se vrea, nu se vrea. Lumea rea. Nu vrea să găsim diamante. Mi se duce și pickaxe-ul ăsta și tot nu o să găsim diamante. Fac pariu. Ne, asta e ce să facem. Uite, iron acolo jos, trebuie să luăm. Mamă, prima regulă a Minecraft-ului, nu săpa în jos. Tu m-am făcut-o din nou. Am mai murit-o de câteva ori, așa am și level 41. Turnăm copul de diamond la mine, da, nimic. Nimic prețios. Ok, bun. Am ajuns aici. O să trebuie să plecăm pentru un moment dat. Pentru un moment dat. Ne, hai să plecăm. Trebuie să mergem afară să facem enchantment table-ul. S-a făcut aproape 10 minute. Și o să urc pe aici. Bun. O să facem fenta 1000-2000 pentru a urca. Ok, așa. Nu ne-am venit eu. Hai de aici. Ok. Nu trebuia să iau apa aia de acolo, poate mai folosește vreodată când urc. Aveam și una în inventar, dar n-am văzut-o normal. Nu, cam doare. A, mă seama.
Un pic. Uite, iron aici. Nu-l iau acum. N-are cum să fie diamant sub el sau... Nea. Lasă vedem că nu mai știu unde am venit. Ah, ok, de fapt știu. Aici. Pe aici și fix la văcuțe, la dundițele noastre, oițele, văcuțele. Un pe aici și... Ok. Ia să vedem. Bun, ăștia din nou s-au născut afară, din nou sunt prea multe. Dați-le încolo. Oh, fuck. Pardon. Au crescut, mă? Hai mă că au crescut. Și eu că le poate. Sunt destule, deși nu cred. Nu... Am rămas fără mâncare. Deși nu cred că o să ne ajungă, pentru că n-au crescut decât o singură dată. Dar vom vedea. Cam puțin au crescut, frate. Cresc destul de greu, să știți ăștia. Nu știu de ce, dar cresc chiar greu. Dacă mă gândeam și știam că cresc atât de greu. Și gândiți-vă că avem destul de multe, totuși. Și deși avem destul de multe, tot... Au. Oh. Deși avem destul de multe, tot cresc greu. Au, uite, ăștia pe aici nici măcar n-au crescut deloc, cred că din cauza că am fost prea departe de ele. Uitați-vă, adică 52, what the fuck? Ce mă enervează, nu ne ajung. Da. O să trebuie să mai plantăm, ce să facem. Aici era foarte mult gravel. Ce mai crezi gravelul? Hai să mai plantăm. Ce așa n-am ceva ce. Ok. Bine, cel mai bine și ce ar trebui să fac eu aici, ca să... îmi fie mult mai simplu. Și o să fac treaba asta. Așa. Măcar atât deocamdată. Așa, așa. Bun. Bun, gata. Uite-ți ce frumos am ales și acum uite-ți ce facem. Trebuie să crească mai sus. Oh, fuck, nu trebuia să fac asta. Ne. Că acum am stricat copăcii și erau și ei frumoși, nu de alta. Sunt curios dacă fac... eu Fenta 1000-2000. Da, mă gândeam. Mă gândeam că o să se întâmple treaba asta. Așa. Și dacă mai bag eu aici și mai fac iarăși un șanțuleț. Aici e bine? Nu e bine. Nu, aici trebuie să fac. Pardon, pardon. 4. Ok. Așa, și după care mai trebuie să mai fac un șanțuleț aici. Ok, mi s-a spart și lopata. E de bine. Bun, am făcut și aici. Bun, și aici. Ok. Trebuia să facem ceva eficient, nu? Ca să crească mult mai repede sugarcane-urile ăștia. Oricum nu ne ajungeau ăștia să terminăm bookshelf-urile, așa că mai bine le-am făcut cumva să fie mai eficiente. Bun. Văd că ăștia acum am stat pe aici un pic pe lângă ele, au început să crească. Norocitele. Bună, toată lumea! Încă nu s-a terminat episodul, mai avem câteva minuțele. Nu știu dacă ar mai trebui să mai încerc să mai extind pe aici aceste sugarcane-uri. Și arată foarte bine așa extinse. Ar trebui să continui aici un pic. Dar nu m-am lopat. Super. Oricum o să merg până aici să văd dacă cresc sub copacei. Știți? Chiar sunt curios că din câte știu eu nu prea cresc sub copacei. Vom vedea dacă cresc. Ha, gata. Să mai luăm niște pizze, să punem așa pe aici. Încă mai trebuie una aici. Bun. Gata. Și uitați-vă ce frumos ne-am înmulțit. Mult mai bine decât erau înainte.
și mult mai practic, să zic așa. Bun, totuna, din păcate s-au făcut 15 minute. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 2-3.000 like-uri și noi desigur o să ne vedem data viitoare. Eu o să mai stau aici și o să încerc să aștept să crească sugarcane-urile ăștia ca să le putem lua, să facem încearmen table-ul, să stau pe aici prin zona asta, fece. Bun, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi ne vedem data viitoare, pa, pa!